am adus aici pentru că am profitat de ocazie. Scriu un articol despre societatea amicilor Panaiti Strati din Franța, din Paris. Întâmplător, coordonatorul acestei reviste, care se numește Le Haiduc, este în al 36-lea an de apariție, este un domn care este suferit cu o lugrăjeană. Și am făcut un interviu cu el pentru această revistă, care se numește Astralis, mă bucur să vă prezint. E o revistă care a apărut acum la București, primul număr, și spre marea mea bucurie există și trei lugrăjeni cuprinși. Adriana Weimer, cea care face fotografii, m-am bucurat mult să o regăsesc. Mulțumesc! Mihaela Roșu Bână, care face parte din comitetul de redacție și subsemnată. Am fost invitat să particip cu o proză și o să vă citesc doar ultima fază, ultimele două citate. Doamna Camelia Pantazi Tudor, om de radio și editor. Pe vremea când totul părea a se scufunda în lumina văratică a unei binecuvântate și nesfârșite vacanțe, asta era rețeta sigură că voi fi cu minte atunci când ai mei mergeau în vreo vizită. Întreba mama pe gazde, n-aveți ceva poze vechi, ori cărți, poștale, ori timbre, lăsați-l cu ele și nu-i mai aveți treaba, nu-l mai dezlipiți din loc. Și cum ai putea să te smulgi de sub vraja imaginilor astea, care înfățișau mașini celebre de prin anii 30, care invadau avenite, bulevarde sau căi ale Victoriei, pavazate cu firme scrise în toate limbile pământului. Pozele astea aveau de toate și mai ales atmosfera aparte, dată de acea lumină specială, discretă, plasată în spatele personajelor pentru a le decupa mai bine de pe fundal. Iar ca bonus venea deliciul detaliilor, retușuri, genefarte, coafuri grele cu copt, ploape lăsate, ochi ascunși de voaletă, decoruri de carton pe care erau zugrăvite stângaci coloane îmbrățișate de iedere, dincolo de care se ghiceau grădini somptoase, decoruri ca ieșite de sub mâna unui pictor de bâlci, în care bunicii noștri se prosteau, închipuindu-se protagoniștii unor pistolade imaginare, fotografiate de un amator în hambarul din spatele curții. Asta e lumea mea, adevărata lume în care am trăit și în care mă regăsesc și acum. În ea cred, în poveștile astea, vesele, ori triste, în prozele, ori pozele, astea, mișcate, în tonul sepia, aidoma pozelor din cutiile de pantofi. Pentru că poveștile astea, așa înflorite cum sunt, așa pompoase, ori patetice, așa absurde, ori melancolice, alcătuiesc împreună cea mai sinceră istorie a lumii. Cea mai sinceră istorie a lumii. Vin și eu acolo, lângă pălărie, cu pălărie.